Bună dimineața, o zi calmă, vă doresc o zi bună, o zi frumoasă. Mulțumesc pentru că ați intrat aici pe canal Clopoțelul v-a trezit. De ce? Pentru că ați dat subscribe la canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Da, s-a ajuns și în momentul ăsta, s-a ajuns și în momentul protestelor. Protestele au cuprins țara, așa scriu și ziarele, așa titrează și burtierele posturilor de știri. Valuri de proteste în toată țara. Cred că era firesc până la urmă să se ajungă și aici. În videoul de astăzi o să fiu mai mult moderator, vă las pe voi să vorbiți în secțiunea comentarii, să nuanțăm aceste aspecte ale protestelor, să discutăm, să fim și pro și contra. Dar din moment ce sunt proteste, trebuie să avem și un contraargument. Da. Au cuprins protestele țara. Acum n-ar fi nicio problemă asta, pentru că suntem o țară liberă, din câte știu eu. După 89, deși cei de la putere, cei care au urmat succesiv valurilor de alegeri la putere, au încercat ei să ne mai îngrădească cât de cât acest drept constituțional, totuși suntem o țară liberă în care putem să ne exprimăm opiniile, să ne strigăm doleanțele. Acum, la ce vreau să mă refer? La modul în care se face acest protest, la modul în care se organizează protestele. Îți vine pe de o parte să râzi, pe de o parte să plângi. La Oradea, tineri ieșiți în stradă, mărșăluiau spre nu știu ce, pe manele. Acum, ce să zic? Poate că maneaua a devenit soră cu românul. Până acum era codru frate cu românul, dar cum au dus ăștia pădurile în exterior, nu mai avem cu cine fraterniza. Dar totuși să ieși la protest pe manele și să zici că nu mai poți să stai în casă, înseamnă că nu-i chiar rău. Ba mai mult, la Brăila unii protestatari au încercat să intre în curtea spitalului. De unde și până unde? Ce are Sula cu prefectura? Protestezi frumos, protestezi calm, protestezi energic, protestezi susținut, în stradă, nu e așa? Dar lăsați oamenii să-și facă treaba în spitale. Este o poză care circulă pe net, nu știu din ce oraș, dar voi cu siguranță știți, poza aia în care protestatarii sunt pe lângă zidurile, pe lângă gardurile spitalului și un bolnav cu masca de oxigen pe figură îi urmărește de la geam. Deci trebuie și un pic de atenție, ultrași. Pe ultrași, nu, ce să-i zic, nu pot să-i condamn, sau dacă îi condamn, îi condamn cu suspendare. Ultrașii s-au infiltrat și ei printre protestatari și ei sunt oameni până la urmă, nu mai au meciul unde să-și descarce adrenalina. Dar de aici și până la a arunca cu pietre în geamuri, cu petarde în jandarmi și în forțele de ordine, e o cale cam lungă. Eu înțeleg că am stat atâta timp în casă, înțeleg că iară s-au înăsprit condițiile în care putem ieși și putem circula, dar totuși să nu facem haos. Vorba lui americienii, haos, haos la repaus. Și ce a rămas în urma protestelor de azi noapte, ce a rămas pe străzi, a rămas un pic de mizerie. Peturi, măști arse, borduri. Trebuie să mai lucrăm un pic și la simțul civic. Repet, e bine să ieșim în stradă, e bine să ne susținem punctul de vedere, dar nu până la a face de aici o anarhie, până la a crea un haos de nedescris. Cafea. Bem o cafea să fim luciți, să fim cu ochii în patru. buymeacoffee.com/nicuben, de acolo se poate dona din când în când câte o cafea, pentru care vă mulțumesc. Ceșcuța cu lavandă, cum zicea părintele Arsenie Boc, atunci când tăte-ți merg pe dos, atunci când ți-i rău, atunci când nu-ți merge nimic bine, ia-ți cea mai frumoasă ceașcă pe care o ai în casă și bea un ceai. Să te liniștești, să te calmezi și să privești distant și cu echidistanță situațiunea. Noi bem o cafea. În timpul ăsta, MEAI, Ministerul Afacerilor Interne, comandă și cumpără 27 de perne pneumatice. Ce s-au gândit ei? Să le umfle și atunci când vin protestatarii și aruncă cu bolovan, să le sară bolovanul în freză, că ricoșează din pernele pneumatice. Dă-i, Doamne, mintea românului cea de pe urmă. Erau patru saltele în toată țara, acum o să avem 27 de saltele pneumatice care se pot închiria și pentru festivaluri, să sară pe ele festivalierii și să
Nu o să avem festivaluri anul ăsta? Nu știu, nu știu ce să zic. Aici la Cluj-Napoca, domnul primar Emil Boc propune un festival test, precum cel de la Tiki-Taka Barcelona, un festival test, așa, cu numai câteva mii de festivalieri, cu măsuri ample de siguranță, cu teste, cu alea, și să se vadă rata infectării în urma unui asemenea fenomen social, fenomen public. Ne distrăm aici la Cluj-Napoca, facem experimente, facem teste. Iar de ochii lumii, că între timp circulația e gătuită și blocurile apar precum ciupercile după ploaie, unde nu te gândești, dar noi acum ne concentrăm pe festivaluri. Domnul Boc oricum a zis că nu candidează la nicio funcție în PNL. S-a făcut un studiu, un sondaj pe cine ar prefera românii la conducerea PNL-ului. Iete fâs, iete flășc. Ar fi Orban, Câțu și Rareș Bogdan, ăștia trei ar fi în preferințele, în topul preferințelor românilor la șefia PNL-ului. Orban, Câțu, Bogdan, adică ăla vopsit, ăla cu păr puțin și ăla chel, cam puține oportunități, în alt ordine de idei, în Turkmenistan, frumoasa republică Turkmenistan, au fost alegeri, recent au fost alegeri parlamentare, 2 ore, două, echete, Nem harom, etchet eu harom, chileso parom. 2 ore. Timp de 2 ore au fost alegeri parlamentare în Turkmenistan. Atât a fost durata alegerilor, 2 ore. Prezența la urne a fost de 98,7%. 98, restul de 1,3%. Și acum dau cu subsemnatul că de ce nu a fost. Păi așa se face, nu? Se poate, se poate. Apropo de procente, citeam undeva că cifra de afaceri a trustului, a grupului, a firmei, a farmecului, farmecul, știți, cel care face frumusețe, produse pentru frumusețe, farmeclu, cifra de afaceri a farmecului a crescut anul trecut cu 9,7%. Aproape cu 10% a crescut. Păi da, domnule, am stat noi în casă, am stat noi la izolare, în carantinare, am fost noi oprimați și năcăjiți, dar românul și în izolare trebuie să arate bine. O cremuță, ceva, un articearcăn, un antirid, un anti. Băi, stăm în casă, dar măcar să fim frumoși. Cafeaua e de pe buymeacoffee.com/nicubende, o cafea primită pe vremuri. Am ținut-o special pentru acest sfârșit de martie. Vă dați seama că mâine e 31 și joi 1 aprilie și de la începutul anului. Uite că au trecut 3 luni și am ținut-o tot într-o continuă păcăleală. De capul meu, dar să trecem și la vești pozitive. Iubita lui Dani Oțil e însărcinată. Bravo, Dani! Bă, Dani, ai dat-o uitată pe răduleasca, pe aia, pe aia, și acum te-ai focusat pe o iubită, pe o prietenă care îți va aduce primul copil. Bravo, ție, mă. Bravo, Dani Oțil! Iubita ta, să ai grijă! Să ai grijă să iasă cu bine urmașul sau urmașa. Va fi greu, a zis iubita lui Dani Oțil, că zice, pe lângă copilul nostru trebuie să-l creștem și pe Răzvan. Răzvan Simion, un etern copil al marilor orașe. Da, astăzi este ziua plimbării în parc. În parc poate o să mă plimb și eu cu băiatul meu cel mic, care azi împlinește 2 ani. Îi dorește tata la mulți ani sănătate și putere, 2 ani de viață. Primul an de viață l-am serbat în izolare, în carantină. Al doilea an îl serbăm tot pe restricții. Îmi pare rău, dragul tati, dar lasă că până la majorate recuperăm noi și tragem niște chefuri fără să avem nevoie de declarații. Sănătate multă tuturor aniversaților de azi. Eric Clapton, știu că mai e dintr-o zi cu fiul meu. La mulți ani, Eric Clapton, dacă ne urmărești. Iar zice la mulți ani și lui Van Gogh, dar na, el e mai așa, într-o ureche. O zi frumoasă, o zi bună, aștept comentariile voastre. Trebuie să ne poziționăm și noi cumva. Într-adevăr, ne-a ajuns cuțitul la os, dar asta cam de aproape un an. Măsurile astea alambicate și contradictorii nu fac bine națiunii. Un pic de reacție se vede. Un pic de ieșire în stradă, dar totuși zic eu mai cu grijă, da? Adică nu ieși să pui manele, să dai cu bolovani în geamurile spitalului, când bietele cadre medicale nu mai fac față, cel puțin la ATI, cu pacienții, da? Deci, est modus in rebus.
Nu integrame, rebus, est modus in rebus, așa ziceau latinii. Există o măsură în toate. Asta, să zic, să ne ajute Dumnezeu să ne găsim dreapta măsură. Scuze de deranj. O zi frumoasă. 3 ceasuri rele și eu mă feresc de ele.